bogații și săracii. De mult, cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic și înțelept. Într-o zi, plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit dincolo de ziduri pe cineva care plângea. A dat imediat poruncă să fie deschise porțile și a ieșit să vadă ce se întâmplase. Dar nu-și putea crede ochilor. Dacă în palatul său toți oamenii erau mulțumiți și aveau de toate, acum vedea însă că la porți erau adunați oameni nevoiași ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. Chiar lângă zid văzu un copilaș ce plângea. Când regele l-a întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns că părinții săi sunt bolnavi și el nu are bani nici de hrană și nici de doctorii. În timpul acesta, în jurul regelui s-a strâns o mulțime de oameni nevoiași, unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-și spună păsul. Mâniat de această situație pe care sfetnicii i-o ascunseseră, regele s-a întors imediat în palat și i-a chemat pe toți bogătașii la el. Când aceștia s-au adunat în sala tronului, regele le-a spus: voi sunteți cei mai bogați oameni din regatul meu. Aveți atâta avere încât ați putea să vă construiți fiecare câte o casă numai și numai din aur. Dar dacă v-ați uita și în jurul vostru, ați vedea că sunt oameni care mor de foame, care o duc rău, fiindcă voi nu vă îngrijiți de treburile cetății. Piața este plină de oameni care vor să muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzați. Doar de voi depinde ca acești oameni să o ducă mai bine. Puteți să-i ajutați și vă poruncesc să o faceți. După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbă. Chemându-i iarăși la el pe cei mai bogați dintre supușii săi, le-a spus: văd că nu aveți suflet. Cum de nu vă este milă de cei care se luptă cu greutățile zi de zi? Dacă nu o veți face voi, atunci o să o fac eu. Iată ce poruncesc. De azi înainte, pentru fiecare sărac mort de foame, va fi omorât și un bogătaș. De mâine ne vom întâlni în fiecare seară. Și dacă aflu că peste zi un om sărac a murit de foame la mine în cetate, atunci sorții vor decide care dintre voi va fi executat. Pentru că voi înși vă sunteți vinovați de moartea acelui om. Pentru că l-ați fi putut ajuta, dar n-ați făcut-o. Ne vedem mâine seară. Se spune că de a doua zi nimeni nu a mai murit de foame în regatul acela.